Chiar dacă seamănă mai mult cu un dans decât cu un program de fitness, Zumba este o activitate pe cât de distractivă, pe atât de eficientă în arderea grăsimilor. Ana Georgescu, instructor de Zumba, ne-a spus mai multe despre acest sport și despre beneficiile lui. Zumba este o activitate nou intrată în Europa, care combină efortul de tip cardio și mișcările fitness cu dansul pe oricare dintre ritmurile din lume. Zumba, în afara faptului că este o activitate foarte plăcută, combinând dansul cu mișcările fitness, este și foarte utilă pentru că arderea calorică este foarte mare în timpul unei ore, se ard în jur de 1000 de calorii și toată lumea vine cu mare plăcere, nu vine pentru că trebuie să slăbească, ci pentru că este o oră plăcută. O ședință de Zumba ar trebui să dureze în jur de 50 de minute, iar antrenorul recomandă cât mai multe antrenamente pe săptămână, desigur în funcție de forma fizică și rezistența la efort a fiecăruia.